binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, spune cartea Proverbe la capitolul 3, versetul 5 și versetul 6 astfel: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne bizuim pe Domnul. Cei care, fratele Eugen, care a fost la timpul de rugăciune și cei care au cântat în lucrarea pe care au făcut-o, s-au bizuit pe Domnul. Noi cei care stăm înaintea dumneavoastră pentru a începe această lucrare binecuvântată, ne bizuim pe Domnul. Și așa cum cânta corul bărbătesc, toți cei care se bizuiesc pe Domnul nu vor fi dați de rușine, ci vor face o lucrare pentru slava lui Dumnezeu și vrem ca în această dimineață numele Domnului să fie înălțat. În prima parte a închinării noastre, a serviciului divin, când vom asculta cuvântul Domnului de învățătură, apoi vom avea un serviciu special de binecuvântare a noilor născuți, două familii vor veni în casa Domnului și vrem să fie o zi binecuvântată pentru noi și pentru sufletele noastre. Haideți să continuăm să stăm înaintea Domnului în închinare. Prin fratele Petre Andreș vom rosti o rugăciune, vom cere, fratele Petre a ieșit. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului prin fratele Ghiță Tolan și să rugăm pe Domnul să ne binecuvânteze și să fie alături de noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim încă o dată în dimineața aceasta să-ți aducem ție mulțumiri pentru binecuvântările pe care le-ai dăruit în această lume. Pentru că ești Dumnezeu și ești plin de bunătate, îți aducem mulțumiri și te rugăm să binecuvintezi lucrarea din ziua de astăzi. Te rugăm în dimineața aceasta să privești spre toți acei, Doamne, care au venit în casa ta cu gândul, Doamne, pentru a ne închina ție. Deși cu multe întristări, cu greșeli, cu păcate venim înaintea ta, te rugăm din cerul tău, privește spre noi în dimineața aceasta. Privește spre cei ce n-au putut veni în casa ta în dimineața aceasta. Fie că sunt bolnavi sau, Doamne, au alte probleme, te rugăm din cerul tău, privește spre ei. Îți mulțumim în dimineața aceasta pentru Domnul Iisus, pe care l-ai lăsat să vină în lumea noastră, Doamne, să ne mântuie de orice păcat. Te rugăm, întinde-ți mâna ta peste noi în dimineața aceasta și ajută-ne să te lăudăm pe tine. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt pe care l-ai lăsat în lumea noastră să ne călăuzească în această lume, Doamne. Te rugăm în dimineața aceasta, privește spre noi așa cum venim înaintea Ta. Binecuvântează, te rugăm, cuvântul din dimineața aceasta. Binecuvântează, te rugăm, cântarea de laudă. Ajută-ne, Doamne, ca toți împreună să Te mărim pe Tine, să-Ți glorificăm numele Tău. Binecuvântează vestitorii cuvântului Tău din dimineața aceasta. Binecuvintează lucrarea, Doamne, te rugăm, binecuvintează copilașii care vor veni în dimineața aceasta pentru binecuvântare. Te rugăm să iei pe brațele tare și toată viața lor, Doamne, să fie închinați ție. Te rugăm, fii cu noi mai departe în dimineața aceasta și ajută-ne. Binecuvintează, te rugăm, întreagă biserica noastră, Doamne. Binecuvintează pe cei care au plecat în misiune în dimineața aceasta. Pentru că ești acel, Doamne, că ne călăuzești în lumea aceasta. Îți mulțumim și te rugăm să fii mai departe cu noi. Mâna ta cea puternică să fie peste noi și în toate mărim numele tău, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea să cântăm împreună cu toții dintr-o cântare comună, iar după aceea fratele Adilascu va prezenta, va citi cuvântul Domnului pentru prima parte a serviciului nostru divin. Cerul și pământul ne spune cuvântul lor gherit. Un lucru rămâne peste timp și lume pe veci. Ne-a fost dăruită cu sânge strofită la calvar. Dar asemănare sub întregul soare.
Din această Evanghelie, în această dimineață, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din două locuri din Scriptură și primul pasaj la care ne vom referi, potrivit cu pasajul din calendar, este Cartea Efesenilor, capitolul 2, începând cu versetul 17, vom citi câteva versete, pagina Scripturii 1146, iar cel de-al doilea pasaj, de asemenea, vom citi câteva versete din 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 9, pagina Scripturii 1192. Să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului care ne spune astfel. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Cel de-al doilea pasaj din Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 în jos, ne spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Amin, vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, cu toată dragostea, pe toți cei care ați ales să fiți în această dimineață la Gloria Bujac, vă salutăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dorim binecuvântarea Domnului peste noi toți, peste toți cei dragi ai noștri și vrem ca și dimineața aceasta, de fapt întreaga zi de astăzi, atât serviciul de dimineață cât și serviciul de evanghelizare de după masă, să fie servicii care aduc slavă și cinste numelui lui Dumnezeu și în același timp să zidească ființa noastră interioară. Vă aduc aminte de ceea ce, versetele cu care se încheiau citirea din această dimineață, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Cred că ăsta este scopul primordial, scopul principal al bisericii, ca prin lucrarea pe care o face, toți să ajungă să-L slăvească pe Dumnezeu și să-L glorifice pe Dumnezeu. Și zic din nou în această dimineață împreună cu întreaga biserică, mărit și binecuvântat să fie în numele Domnului. N-aș putea spune că avem două servicii divine, pentru că avem un singur serviciu divin în două acte, să zic așa. Prima parte, un timp de închinare în cântare și apoi o predică de învățătură biblică din textul care a fost sau textele care au fost citite, iar a doua parte un serviciu special de binecuvântare a noilor născuți. Suntem mai puțini în această dimineață și acum mă refer special la noi cei care suntem aici înaintea dumneavoastră. Fanfara este plecată în misiune la Baia Mare, o parte din tineri însoțiți, o parte de copii însoțiți de învățători și învățătoare de școală duminicală sunt plecați și ei într-o tabără de 3 zile. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze acolo unde sunt, și pe copiii noștri, și învățătorii de școală duminicală, și tinerii noștri care merg să facă o lucrare, iar noi cei care am rămas aici continuăm să ne închinăm și să binecuvântăm numele Domnului. Haideți să ascultăm din nou corul bărbătesc, cântând pentru slavă Domnului, apoi și corul de fete. Oh, star, she looked in the stars.
Cu Iisus în toate,
Frați și surori, când am început serviciul acesta divin, cu toată dragostea v-am salutat pe toți cei care ați ales să fiți la închinare în locul acesta. În timpul celor două cântări m-am uitat peste biserică, peste sala noastră de cult și vreau în mod special să-i salut pe cei care sunt musafiri ai noștri și aș începe cu familia Maxim. Familia Maxim de la Castelion. Fratele Adi mi-a zis, e o familie de la noi de la Castelion. Mai multe știe Adi despre dumneavoastră. Eu vă doresc binecuvântarea Domnului și bine ați venit la noi la Gloria Bujac. Simțiți-vă bine în locul acesta, aici unde este poarta cerurilor. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi l-am văzut pe fratele Marius Schneider de la Nürnberg. Frate Marius, bine ai venit acasă, fii binecuvântat. Fratele Pop din Viena, te-am văzut și joi, ai venit să cânți împreună cu noi, fii binecuvântat. Bine ai venit și tu acasă. Și l-am văzut pe fratele Ișvan. Nu știu dacă îi prime prima oară acum sau dânsul a fost plecat împreună cu sora Mimi în Statele Unite ale Americii. V-ați întors acasă, welcome, bine ați venit. Frate Nelu, dacă aveți un salut pentru biserică. Știu că ați fost la Chicago, ați fost și ați participat la funeralele cumnatului dumneavoastră, da? Dacă aveți un salut din partea bisericii unde ați fost sau... Vă aduce un microfon imediat. A fost plecat în Statele Unite într-un mod surprinzător, neplăcut, pentru că am participat la trecerea din viața cumnatului meu când de Avram, dar slăvit să fie Domnul căci sfârșitul a fost binecuvântat, pentru că acei toți care se încred în Domnul în această viață, sfârșitul lor va fi încununat. Și cu ocazia aceasta am avut părtășie la cele trei biserici care le-am vizitat, o biserică americană, unde a fost o sărbătoare 90 de ani de la înființarea bisericii suedeze, Philadelphia. De acolo am primit salutările fraților americani, apoi Biserica Betania, acolo unde a avut loc și funerarele. Mai mulți frați păstori au fost prezenți și cu toți la despărțire au salutat și animați de gândul veșniciei ca sfârșitul alergării noastre să fim acasă cu toți la Domnul. Amin. Domnul să ne ajute. De asemenea, salutările fratelui Cristian Ionescu de la Biserica Elim. La fel, la întoarcere ne-a rugat să transmitem har și pacea Domnului. Amin. Domnul să binecuvânteze biserica. Amin. Ca gloria și vă mulțumim pentru că majoritatea fraților care ați aflat de plecarea noastră am fost susținuți în rugăciune. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. 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 Mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și să-i binecuvânteze și pe ei acolo în Statele Unite și să lase mângâiere și binecuvântare peste familiile care au simțit despărțirea aceasta, plecarea în veșnicia fratelui Cândea. Haideți să mai ascultăm încă două cântări și apoi să ascultăm cuvântul Domnului. Fratele Adi va slăvi numele Domnului printr-o cântare, apoi din nou corul bărbătesc și apoi fratele Adi Lascu va aduce cuvântul Domnului. În lumea aceasta toate strecătoare se duc într-una, toate vor pieri și lucruri care fac inima să doară, colo-n cer sus vor fi doar amintiri. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul, ruga mea spre El se va înălța până-n cea zi
când în cer voi ajunge, în ziua când îl voi vedea. Dar până atunci voi lauda pe Domnul, ruga mea spre El se va înălța. Aceasta toate strecătoare, durerile-s doar trepte tot mai sus, de-al lungul drumului ce mă conduce la-l meu mântuitor iubit Iisus. Dar până în cea zi, când în cer
după predica fratelui Adi va cânta și corul mixt al bisericii noastre și trebuie să fac și o rectificare. L-am prezentat numai pe fratele Emil, dar fratele Emil este împreună cu familia. Domnul să vă binecuvânteze, vă rog să vă ridicați familia Pop să vă vadă biserica. De aici ați plecat, fratele Emil, fiul, soția, sus la balcon, pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze și simțiți-vă bine acasă în România. Ascultăm predica. Iubiți frați și surori, în această dimineață suntem la lecțiunea biblică și mă gândesc cât de frumos și cât de plăcut este atunci când ai cuvântul la îndemână și poți să înveți din el. Și ori de câte ori citesc în cuvântul Scripturii, îmi dau seama că nu prea știu multe lucruri. Pentru faptul că ori de câte ori îl deschid, descoper lucruri noi în cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Și atunci când citesc în el, îmi dau seama cât de bogat este acest cuvânt. Am citit de multe ori versete din Scriptură, am trecut pe lângă ele și când le-am recitit altădată, nici n-am știut că sunt acolo. Și mi-am dat seama cât de mare bogăție este în acest cuvânt al lui Dumnezeu, care întotdeauna ne învață. Pentru că scopul lui Dumnezeu este să ne pregătească pentru ziua în care ne vom întâlni cu El. Și spun în această zi, Doamne, ajută-ne să fim acolo. De fapt, scopul bisericii lui Dumnezeu pe pământul acesta este să se pregătească pentru momentul acesta al întâlnirii cu Domnul. Tema lecțiunii din această dimineață este Templul Sfânt, Templul lui Dumnezeu, și pentru că noi alcătuim templul acesta, aș vrea să învățăm câteva lucruri în această dimineață. În urmă cu mai multă vreme am fost preocupat de modul în care s-au realizat construcțiile vechi. Și una din preocupările mele a fost aceasta de a observa cum s-a construit aceste arcade în vremurile trecute, când nu existau nici ciment, nici alte materiale tari și puternice care să țină această structură. Uitându-mă la modul în care s-a construit, mi-am dat seama că acei constructori antici au folosit o tehnică care este scrisă și în Scriptură și despre care vreau să vorbim în această dimineață. Și anume, arcadele acestea s-au construit pornind de jos, clădindu-se pe o parte și pe alta, până aproape de partea de sus a acestei arcade. Și în partea de sus s-a pus o piatră care de fapt să centreze arcada aceasta. Și am rămas tare impresionat pentru că în Scriptură se vorbește despre această piatră din capul unghiului, din zona aceasta principală, care ține de fapt toată arcada aceasta. În momentul în care s-ar scoate piatra aceasta, toată bolta ar cădea jos. Și am zis câtă măestrie este în construcția acestei arcade, pentru că ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu este de fapt o învățătură pentru noi, ca să învățăm să ne apropiem de Domnul. Și pentru că tema din această dimineață este Templul lui Dumnezeu, aș vrea să învățăm în această dimineață trei lucruri care să ne ajute în alergarea noastră pe pământul acesta. Și primul lucru la care m-aș referi în această dimineață este caracteristica acestui templu. Și trebuie să învățăm aceste caracteristici ale Templului Sfânt, mai apoi aș vrea să mă refer la chemarea lui Dumnezeu pentru noi cei care alcătuim Templul Sfânt, ca mai apoi să vedem dedicarea, pentru că este important să fim dăruiți, dedicați lui Dumnezeu. Și întâi de toate, haideți să privim la caracteristicile Templului lui Dumnezeu. Și potrivit cu pasajul acesta din Efeseni, vă invit să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și prima caracteristică este unitatea spirituală. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, în versetul 22, și prin el și voi sunteți zidiți împreună. Adică în această construcție spirituală și noi, cei care îl urmăm pe Domnul, suntem zidiți în această construcție spirituală. Versetul 21 ne spune de asemenea, în El, adică în Hristos, toată clădirea.
Și pentru că toți suntem în această clădire, suntem chemați la această unitate spirituală. În Cartea Corintenilor, în capitolul 1, ni se vorbește despre această creștere spirituală, această unitate spirituală, de fapt, iertați-mă, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 12, care ne spune căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, noi toți cei care suntem aici în casa de rugăciune, suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și spune cuvântul aici, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și în Hristos. Aici aș vrea să învățăm, frați și surori, că Biserica lui Dumnezeu nu are șomeri. N-a avut niciodată și nu va avea niciodată. Fiecare dintre noi suntem mădulare, adică ne slujim. Nu putem fi toți mână, nu putem fi toți ochi sau ureche, dar toți putem fi slujitori în trupul lui Hristos, în templul acesta. Și dacă suntem la adunare toți, unul are o cântare, altul probabil are o rugăciune, altul are poate un îndemn, unul poate face o lucrare care nu se vede, conduce pe cei care vin musafiri în casa de rugăciune, dar toți putem face ceva pentru Domnul. Stând pe scaunul nostru ne putem ruga să facem o slujbă, putem să încurajăm pe cei care predică sau cântă cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în această unitate pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. Și aici când vorbim de unitatea spirituală, aș vrea să mă refer la trei aspecte. În primul rând, unitatea în diversitate. Noi suntem mulți, dar suntem una. În trupul lui Hristos, ceea ce ne-a adunat la oaltă este jertfa lui Hristos. Și pentru că suntem aici, suntem zidiți, dacă vreți, în această arcadă care se construiește pe zi ce trece. În momentul în care noi ne apropiem de Domnul, învățăm cum să ne comportăm din punct de vedere spiritual, învățăm cum să trăim înaintea lui Dumnezeu, învățăm care sunt legile, care sunt poruncile lui Dumnezeu, care sunt cerințele pe care Dumnezeu le are pentru noi, pentru ca această construcție spirituală să meargă înainte. În Roman, capitolul 12, versetul 4 ne spune căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte mădulare unii altora. Aici aș vrea să învățăm faptul că fără această unitate nu există creștere. Fără această unitate nu există creștere. Nu putem cânta toți și să creștem spiritual. Trebuie să cântăm, trebuie să învățăm din cuvântul Scripturii, trebuie să ne rugăm, pentru că sunt lucruri care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și datoria noastră este să ne zidim când venim la casa de rugăciune. Sunt multe locuri pe pământul acesta unde oamenii, de exemplu, se adună numai la cântare. Cântă, laudă pe Domnul și nu se roagă lui Dumnezeu. Cred că aceste lucruri trebuie împletite pentru ca această creștere să fie evidentă. Și această diversitate nu face altceva decât să ne apropie de împărăția lui Dumnezeu, să ne apropie de Domnul nostru. Mergând mai apoi la versetul 7, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Dintr-o dată observăm că această diversitate se manifestă în diferite domenii. Este cineva care poate nu poate să predice în casa de rugăciune, dar are un dar deosebit din partea lui Dumnezeu să îi îmbărbăteze pe alții. Este tare important să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și spune cuvântul aici, cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenii, să o facă cu bucurie. Dintr-o dată vedem această diversitate în unitate. Repet încă o dată, această diversitate în unitate. Este foarte important lucrul acesta pentru ca templul lui Dumnezeu să crească pe zi ce trece din punct de vedere spiritual. Mergem mai departe și înțelegem cel de-al doilea aspect. Unitate în slujire. Unitate în slujire. Noi, când suntem la casa de rugăciune, ne bucurăm când vin frați, surori, musafiri împreună cu noi. Dar dacă am stat toți și am ascultat, am fi zidiți din punct de vedere spiritual.
De aceea ne bucurăm când cei de la cor, când cei de la fanfară, cei din grupuri, frații și surorile care cântă în mod individual, fac o lucrare pentru Domnul. De aceea este important ca această unitate în slujire să fie în templul lui Hristos. Pentru ca fiecare să fie credincios pentru darul pe care Dumnezeu i l-a dat, în scopul ca templul lui Dumnezeu să crească din punct de vedere spiritual. Această unitate se manifestă de asemenea în al treilea rând și în creștere. Noi, de ce nu ne rugăm 3 ore într-un program de rugăciune? Pentru că avem nevoie și de cuvânt. De ce nu cântăm 3 ore? Pentru că avem nevoie de cuvânt. De ce nu predicăm 3 ore într-un program de dimineață? Pentru că avem nevoie și de rugăciune, avem nevoie și de cântare. Și pentru că această creștere să se producă, este nevoie să împlinim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Efesenilor și spune cuvântul aici în capitolul 4, versetul 15, în felul următor. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, spune cuvântul. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Adică să ajungem în vârful acesta din punct de vedere spiritual. Este tare interesant acest triunghi care se manifestă la nivel mic în familie și la nivel mare în biserică. Pentru ca o familie să poată să funcționeze, este nevoie de 3 lucruri. Un bărbat, o femeie și Dumnezeu care este deasupra. Cu cât omul se apropie mai mult de Dumnezeu, se apropie mai mult și de soție. Cu cât biserica se apropie mai mult de Domnul, cu atât se apropie mai mult de împărăția lui Dumnezeu, de lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. De aceea este tare important să înțelegem în această dimineață această creștere spirituală la care suntem chemați fiecare dintre noi. O să vedem mai apoi ce înseamnă această creștere din punct de vedere spiritual. Nu putem crește separat. Sunt mulți care spun, eu nu vin la biserică pentru că astăzi predică X sau nu este formația cutare. Făcând aluzie la ceea ce avem noi astăzi în casa de rugăciune. Noi trebuie să venim la adunare ca să creștem din punct de vedere spiritual. Să creștem din punct de vedere duhovnicesc și creșterea aceasta, să știți, nu se produce de unul singur pe câmp. Noi trebuie să ieșim să ne bucurăm împreună cu frații, să stăm în părtășie cu ei. Am întâlnit situații în care oamenii, unii credincioși au spus, păi știi frate, eu nu mă duc să mă închin cu frații că îs cu defecte, au ei problemele lor și de ce să mă duc eu să mă închin cu ei? Noi nu suntem chemați să-i judecăm pe cei care suntem lângă noi. Suntem chemați să creștem din punct de vedere spiritual. Vedeți, în Cartea Corintenilor se vorbește despre persoane care, adulte fiind, din punct de vedere spiritual, încă se mai hrănesc cu laptele acesta duhovnicesc. De ce? Pentru că ei rămân tot la aceste învățături începătoare, întrebând, păi frate, am voie să fac cu tare lucru? Nu este ceva normal ca un frate, o soră, care l-a întâlnit pe Domnul cu N ani în urmă, după această perioadă să vină să spună, păi frate, avem voie să facem cu tare lucru? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și dacă eu citesc cuvântul, normal că mă zidesc, dar dacă nu-l citesc, se pune praful pe cartea sfântă. Suntem datori să înțelegem că această creștere se produce în unitate. Cea de-a doua caracteristică a templului lui Dumnezeu este creșterea duhovnicească. Și am anticipat oarecum ceea ce spuneam anterior și în versetul 21 ne spune, în el toată clădirea bine închegată crește. Și creșterea aceasta este foarte importantă pentru Biserica lui Hristos. Creșterea aceasta o produce Duhul lui Dumnezeu, o produce învățătura care este scrisă în Cuvântul Sfânt, o produce părtășia cu frații. Noi ne bucurăm când un frate, o soră, când o cântare este cântată în adunare, ne bucurăm și creștem din punct de vedere spiritual. Ne apropiem de Dumnezeu și învățăm cât de bun este, cât de mare este. Cu alte cuvinte, ne apropiem, dacă vreți, de această piatră unghiulară care este în vârful clădirii și care nu este altcineva decât Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Său. Creșterea aceasta, să știți, este foarte importantă.
Și în cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Corintenilor, vine cuvântul și ne spune în capitolul 3 cu privire la unii care n-au vrut să crească din punct de vedere spiritual. Adică tot la învățătura de bază rămână. Și spune cuvântul aici, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, le spunea Pavel celor din Corint, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, adică unui copil. Nu poți să-i dai mâncare din aceea tare pe care o mănâncă un om atunci când merge la coasă sau la sapă sau merge și lucrează în construcții. Ci unui copil îi dai o mâncare mai diluată, o mâncare așa cât s-o poată el să o digere. Și spune cuvântul aici, a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Spune cuvântul mai departe, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, care nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Fraților, este nevoie de creștere. Creșterea aceasta o facem în părtășie cu frații, în adunare, în rugăciune, în cântare. Și pentru ca templul acesta să fie zidit din punct de vedere spiritual, este nevoie de cea de-a doua caracteristică, care este creșterea spirituală. Cea de-a treia caracteristică a acestui templu este relatată tot în pasajul acesta din Cartea Efesenilor și caracteristica aceasta este sfințenia și am numit-o eu ca podoabă a casei, a templului lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 21 că această clădire bine închegată crește ca să fie un templu sfânt. Sunt multe temple pe pământul acesta, dar templul lui Dumnezeu este acela care este sfânt cu adevărat și vedeți în Psalmul 93 se spune că sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Și templul lui Dumnezeu este sfânt și în 1 Corinteni de asemenea se spune lucrul acesta și mă folosesc de aceste pasaje pentru că ne ajută să învățăm în această dimineață cea de-a treia caracteristică a templului lui Dumnezeu, care este sfințenia, și spune cuvântul aici în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 17, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Doamne, ajută-ne să fim sfinți, să stăm aproape de Tine, să împlinim cuvântul sfânt și să trăim potrivit cu Evanghelia care este scrisă. Cea de-a patra caracteristică a templului lui Dumnezeu este diversitatea. Diversitatea pe care adeseori noi nu o înțelegem, nici eu nu o înțeleg în desăvârșire, dar m-am tot întrebat de multe ori. Noi am primit Evanghelia în felul în care am primit-o și spunem că așa este cel mai bine. Dar m-am întrebat, oare cei care sunt undeva la ecuator, în zonele foarte calde ale pământului, ei cum au primit Evanghelia? Oare felul lor de închinare este la fel ca al nostru? Eu m-am tot gândit, ăia care sunt în junglă și care poate n-au o sală ca aceasta să se închine lui Dumnezeu, ei cum îl audă pe Domnul? Și din vizita fratelui păstor principal Mihai Morar când a fost în India, ne-a dus acolo câteva poze și am văzut o biserică în care frații stăteau pe jos. Și este o diferență mică, am spune noi, dar închinarea lor este ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Și vedeți, în această diversitate, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 22, și prin el și voi sunteți zidiți. Și este tare frumos faptul că un om care este alb la piele și altul care este negru la piele și altul care este mai colorat sau mai decolorat la piele cântă, dacă vreți, aceeași laudă lui Dumnezeu. Și este tare frumos ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 12, unde ni se spune despre această diversitate în trupul lui Hristos, în versetul 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudeu, fie grec. Și această diversitate ne face ceva deosebit. Deosebit de ce?
Pentru că oriunde am merge pe pământul acesta, orică mergem, puneți dumneavoastră o localitate, o țară, un continent, la polul nord sau la cel din sud, la vest sau la est, noi avem frați. Și spunem slăvit să fie Domnul. Adică suntem frați și cu aceia care sunt în junglă, deși noi poate nu înțelegem felul lor de închinare, pentru că noi am fost obișnuiți, am fost învățați să avem ceasul de rugăciune, să avem timpul de închinare. Și mi-am adus aminte de istoria unui frate care fusese undeva într-un trib și mărturisea în felul următor. Am făcut o rugăciune și eu mă așteptam ca frații să mai dea un îndemn la rugăciune. Și au spus, fraților, în ziua aia nu mai ne-am rugat. Și au stat mai multe ceasuri undeva acolo pe iarbă, jos, pentru că așa era obiceiul la ei. De acolo, din poziția aia, așezând, fratele le-a predicat. Și zice, a fost ceva interesant pentru mine să fac un program întreg, să fac același lucru. Și spunea el, zicea, vedeți, voi europenii sunteți foarte, foarte stresați de timpul acesta. Noi aici nu avem timp. Noi aici, până când nu intră cuvântul acesta cu adevărat în noi, ca să ne crească din punct de vedere spiritual, noi nu plecăm de la casa de închinare, de la locul de închinare. Și zice, în ziua aceea am stat și ne-am rugat lui Dumnezeu, pentru că am simțit că ceva nu s-a lipit de noi. Și zice, atâta ne-am rugat lui Dumnezeu până când cuvântul acesta a produs creșterea în noi. Oare dacă noi am face într-o slujbă din această obișnuită numai rugăciune și să ne rugăm, să facem o singură rugăciune și să mergem acasă, oare cum am fi? Doamne, aprinde în noi Duhul de rugăciune, Duhul de căutare a adevărului sfânt, să-L înțelegem în viața noastră. Să nu fim tot timpul cu ochii pe ceas să vedem când se încheie, când începe și când se încheie slujba de rugăciune. Să venim din dragoste, pentru că ne apropiem de Domnul nostru și această diversitate nu face altceva decât să ne apropie de Domnul și să înțelegem lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Despre această diversitate se vorbește și în Cartea Colosenilor, în capitolul 3, unde ni se spune parcă mai frumos lucrul acesta. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți, priviți-vă, rog, din nou această caracteristică a templului sfânt, niște oameni sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Greșim și noi de multe ori în modul în care ne manifestăm față de vecinii noștri, prietenii noștri, de soț, de soție. Greșim în multe situații și cuvântul ne învață să facem această iertare înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A cincea caracteristică este o dedicare specială. Frații mei, voi sunteți oameni speciali înaintea lui Dumnezeu, pentru că o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune aici în versetul 21 că această clădire bine închegată, pe lângă faptul că este în creștere, crește, ca să fie un templu. Această dedicare specială pe care Dumnezeu o are pentru templul său, pentru biserica sa, nu face altceva decât să ne facă să înțelegem că suntem oameni deosebiți înaintea lui Dumnezeu și așa trebuie să trăim. Ne spune Petru în cel de-al doilea pasaj din lecțiunea biblică în această dimineață, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Nu cumva petele și zbârciturile să fie pe aceste pietre spirituale. Pentru că în templul lui Dumnezeu nu va intra nimic cu pată, cu zbârcitură, așa cum ne spune Cartea Efesenilor în capitolul 5, spune că atunci, făcând această asemănare între familie, între ceea ce trebuie să fie familia înaintea lui Dumnezeu și biserică, spune aici ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Frații mei, dacă știm că avem ceva în viața noastră,
anumiți scârcei care produc o pată. Uitați-vă, dacă luați un perete care este alb și arunci o pată cât de mică, o vezi. Tot astfel este în această structură pe care Dumnezeu o construiește pe pământul acesta și care este biserica spirituală, care este templul sfânt al lui Dumnezeu. Suntem datori să înțelegem că avem o dedicare specială și trebuie să trăim ca atare, spun: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pe lângă această dedicare specială, în cel de-al șaselea rând, cea de-a șasea caracteristică, este și o pregătire continuă. O pregătire continuă. Și în Cartea Efesenilor, în capitolul 5, ni se spune, la versetul 27, că vine vremea când petele și zbârciturile vor trebui date la o parte. Și spune aici, ci biserica trebuie să fie sfântă și fără prihană. Adică noi nu ne sfințim azi și astăzi am terminat tot procesul acesta. Noi suntem mântuiți, pentru că ne-a mântuit Domnul în momentul în care ne-am întâlnit cu El, și mântuirea aceasta este un proces care continuă până când Domnul va veni. Până când Domnul va veni. Și în ziua când Domnul va veni să ne ducă, atunci se va desăvârși, dacă vreți, această mântuire, acest proces pe care Domnul l-a început cu noi în momentul în care ne-am întors la Domnul. De aceea trebuie să înțelegem în această dimineață că această pregătire este continuă. Adică continuu mă rog lui Dumnezeu, mă apropii de Domnul, caut să trăiesc, să dau la o parte orice pată, orice zbârcitură, orice lucru care nu este după voia lui Dumnezeu. Și cea de-a șaptea caracteristică a templului este o așteptare continuă. O așteptare continuă. Și în 2 Petru, capitolul 3, ni se spune despre faptul că unii nu mai așteaptă pe Domnul. Și ne spune Domnul aici: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Și pentru că are o îndelungă răbdare cu noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să venim la pocăință, toți să ne apropiem de Domnul, de aceea noi trăim în această așteptare. Domnul să ne ajute atunci când El va veni, să fim treji și vegheatori. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Mergem la cel de-al doilea lucru din această dimineață. Este vorba de chemarea lui Dumnezeu pe care o are pentru noi. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Adică ce cere Domnul de la noi? În primul rând, să ne facă să înțelegem că transformarea aceasta este făcută de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Noi în această zi nu avem un botez în apă, dar din momentul în care o persoană s-a botezat, s-a întors la Domnul, el începe această creștere spirituală și această creștere în templul sfânt al lui Dumnezeu o produce Duhul lui Dumnezeu. Adică Duhul ne învață, ne aduce aminte, ne călăuzește, așa cum ne spune în Evanghelia după Ioan. În momentul în care eu mă dăruiesc lui Dumnezeu, Duhul locuiește mai mult în mine. Aduceți-vă aminte de această piramidă despre care vă spuneam în această dimineață. Cu cât urc în sus, cu atât mă apropii mai mult de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă eu sunt o piatră vie, se va vedea din modul în care trăiesc, din modul în care vorbesc, din modul în care mă manifest față de cei care sunt în jurul meu. Cea de-a doua chemare este trăirea după rânduiala Scripturii. Noi nu trăim așa alandala pe pământul acesta. Noi avem o orientare și orientarea aceasta este scrisă în cuvântul Scripturii. Adică lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise în legea sfântă nu trebuie împlinite doar din când în când și la un anumit interval. Lucrurile acestea care sunt scrise în Scriptură trebuiesc împlinite în fiecare zi. Este foarte interesant ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, adică străinii sunt aceia care cunoaște oarecum ceea ce este în templu și vine din când în când. Adică voi să n-aveți o formă de închinare din când în când înaintea lui Dumnezeu. Și spune aici, nu sunteți nici oaspeți ai casei, adică oaspeții sunt aceia care știu ce e aici, vin, stau cu noi și mai apoi pleacă înapoi de unde au venit. Și cuvântul spune, nu sunteți nici străini, nici oaspeți, ci sunteți împreună cetățeni. Păi dacă ești cetățean al cerului, comportă-te ca atare.
trăiește potrivit cu rânduiala care este scrisă în Scriptură. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Și cel de-al treilea aspect care este de asemenea important este rămânerea pe această temelie pusă de Dumnezeu. Temelia a fost pusă și temelia aceasta n-am să o pun nici eu, n-are să o pună nimeni de pe pământul acesta pentru că a fost pusă. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, fiind zidis pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Știind că suntem zidiți pe această temelie, care este temelia apostolilor, a prorocilor, a învățăturilor pe care Dumnezeu, de-a lungul anilor, le-a adunat toate în Sfânta Scriptură și le-a lăsat la îndemâna noastră. Temelia aceasta e pusă, noi să zidim pe această temelie. Ei, dacă noi ne mutăm un pic mai încolo, automat clădirea nu mai este. Mi-aduc aminte de o construcție care a fost făcută, este un fel de cărămidă aparentă și meseria și la îndrumările inginerilor și a celor ce erau acolo, le-au spus, începeți construcția de aici și ea continuă până acolo, respectați planul. Muncitorii au început și au făcut ceea ce le-a spus inginerul responsabilul de clădire. Ei, problema care a fost? Când s-a început construcția acestei clădiri, au greșit la cotele de la fundație. Și cum cărămida aceasta se îmbina una cu alta, la un moment dat, când au ajuns la ultimul rând, și-au dat seama că clădirea pe un perete este cu un rând mai jos. Și atunci lucrurile începeau să arate foarte urât. Din punct de vedere spiritual, noi nu putem zidi cum vrem noi. Dacă temelia a fost pusă, noi zidim astfel încât toată clădirea aceasta să crească din punct de vedere spiritual. Acesta este templul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iar cel de-al treilea lucru la care mă refer în această dimineață este dedicarea celor ce alcătuiesc templul lui Hristos. Frații mei, noi trebuie să fim dăruiți, dedicați lui Dumnezeu, nu doar cei care slujesc, se ostenesc la repetiții, ci fiecare dintre noi, în măsura chemării pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Păi dacă Dumnezeu m-a chemat să fac o lucrare mai mică sau mai mare, eu trebuie să rămân credincios Lui și să fiu dedicat la această chemare pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu scopul de a ajuta ca acest templu spiritual să crească și pe zi ce trece să se apropie mai mult de Domnul. Spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În cartea 1 Corinteni, în capitolul 3, vedeți că în această dimineață am adus multe versete, este drept, este mai greu mesajul acesta, dar vreau să-l înțelegem pentru că este extrem de important pentru creșterea noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Acum, fraților, noi când construim ceva și facem ceva, lucrarea aceasta trebuie să fie făcută astfel încât să avem o răsplată. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că încercarea focului este cea care definește de fapt ceea ce noi am construit din punct de vedere spiritual. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fântrestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului. Cum zidim înaintea lui Dumnezeu? Cât de tare crește templul spiritual aici în Bujac? Sau în altă parte, fiecare de unde suntem? Cât de tare crește templul acesta? Din aceasta se vede cât de credincios sunt eu lui Dumnezeu? Se vede cât de credincioși suntem noi lui Dumnezeu? Se vede cât de tare îl iubim pe Domnul și cât de tare dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră. Cuvântul în această zi aș vrea să fie o reflexie pentru noi și să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne cheamă să fim lucrători împreună cu El, să fim ziditori a acestui templu spiritual și în ziua în care Domnul are să vină să răsplătească fiecăruia. Amin. Thank you.
și bucurie ne-ar ruși. Când Hristos suspină, după măreața clipă, mărește venirea la mea. Iisus vine-n curând, noi știm că El vine să-și ducă mirea sa. Rog să reocupați locurile și ascultăm corul mixt.
Vă aduc aminte de un verset din Scriptură care spune că suntem chemați să ne bucurăm cu cei care se bucură. Și asta înseamnă, de fapt, Biserica Domnului Iisus Hristos, a simți unii cu alții, a avea același simțăminte, sentimente, unii vis-a-vis de ceilalți. Spun lucrul acesta pentru că în această dimineață, în biserica noastră, două familii pline de bucurie au venit în casa lui Dumnezeu. Au venit aici în prezența Domnului, cu odrasele cu care Dumnezeu i-a binecuvântat, pentru ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu într-un act de cult pe care biserica îl oficiază, și anume binecuvântarea noilor născuți. Ați voie să vă prezint aceste familii, este vorba de familia Deac, Darius și Lavinia. Domnul să vă binecuvânteze, vin în casa Domnului cu micuțul Isai. Eu, dacă nu greșesc, cred că este al treilea copil al acestei familii, da? Dumnezeu să vă binecuvânteze și să-l binecuvânteze pe micuțul Isai și, bineînțeles, să-i binecuvânteze în continuare și pe celelalți doi copii cu care Dumnezeu până aici v-a binecuvântat. O a doua familie care în această dimineață este împreună cu noi este familia Chelariu, Gheorghiță și Loredana, fiți binecuvântați. Ei vin în casa Domnului tot cu un băiețel. Astăzi este ziua băieților, da? De regulă mai avem și fetițe, mai multe fetițe decât băieți, dar astăzi este ziua băieților. E vorba de Daniel, Ieremia. Trei nume biblice din Vechiul Testament. Isai, și nu e vorba de Isaia profetul aici, Isai, tata lui David, Daniel, da? Ieremia. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Al câtelea copil așa al vostru? Al câtelea copil? Al treilea și la voi. Pentru a treia oară, părinți în casa Domnului, ambele familii. Vrem ca binecuvântarea Domnului să fie peste cele două familii, să fie peste cei doi copii aduși la binecuvântare, dar binecuvântarea Domnului să fie peste toți copiii noștri. De regulă, când suntem la un serviciu de binecuvântare a noilor născuți, ne rugăm în mod deosebit pentru copiii noștri, pentru că vrem ca noi și toți cei dragi nouă, noi și copiii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Haideți să continuăm să ne închinăm, apoi vom asculta și un cuvânt din partea Domnului potrivit cu lucrarea aceasta. Aș vrea să ascultăm din nou corul de fete, slăvind numele Domnului, apoi vom asculta grupul Străjerii Gloriei, doresc să laude pe Domnul cu o cântare de binecuvântare, apoi surorile Busoianu și apoi din nou corul mixt.
În fața ta, Tată Sfânt, venim să ne închinăm. Noi te rugăm ca acești copii să-i ocrotești în brațul tău, să-i sprijinești, să-i întărești, o Doamne, te rugăm. Pe drumul vieții să-i păzești de orice este rău. Lasă mâna ta întinsă peste ei, revarsă acum din belșug binecuvântarea ta. Lasă mâna ta întinsă peste ei, revarsă acum din belșug binecuvântarea ta. Te rugăm, o Tată Sfânt, părinților să dai înțelepciune din cuvânt, în vorbă și în trai, să învețe pe al lor copii să caute voia ta și împreună ei să stea pe veci în casa ta. Lasă mâna ta întinsă peste ei, revarsă acum din belșug binecuvântarea ta. Lasă mâna ta întinsă peste ei, revarsă acum din belșug binecuvântarea ta. Revarsă acum din belșug binecuvântarea ta. Mama mia, mama mia,
Dragii mei, vreau să aduc înaintea dumneavoastră cuvântul Domnului pentru timpul acesta special care îl avem legat de binecuvântarea noilor născuți. Geneza, capitolul 22, primele 12 versete. De la versetul 1 până la versetul 12, Geneza 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: Rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac, a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când am ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai curuțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, știu că Geneza 22, textul pe care l-am adus înaintea dumneavoastră,
nu este neapărat un text consacrat pentru serviciile de binecuvântare. Avem texte care de regulă apelăm la ele, sunt texte care scot în evidență învățătura Scripturii cu privire la relația și atitudinea pe care părinții trebuie să o aibă vis-a-vis de copiii lor, copiii trebuie să o aibă vis-a-vis de părinții lor. Iar dacă îi să mă refer la textele acestea, atunci aș spune că Geneza 22 nu face parte neapărat dintr-un context ca și acesta sau din cadrul textelor consacrate pentru serviciile de binecuvântare. Dar vă aduc aminte că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura este de folos, toată Scriptura învață, toată Scriptura mustră, toată Scriptura îndreaptă și apoi dă înțelepciune. Pentru ca oamenii lui Dumnezeu și părinții, încadrăm în contextul acesta, da, să fie desăvârșiți și să poată să facă o lucrare bună. De aceea, indiferent din ce parte am citit din Scriptură, fie că citim din Noul Testament, fie că citim din Vechiul Testament, încredințarea mea personală este că putem să extragem principii, putem să extragem învățături pe care Scriptura, pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le dă în ceea ce înseamnă relațiile noastre. Și în special, în dimineața aceasta, mă refer la relațiile care trebuie să existe în sânul familiei, între părinți și copii și între copii și părinți. Cred că Geneza 22, ne uităm cu atenție la el, răspunde, nu total, dar răspunde, aș putea spune, la una din marile probleme contemporane. Probleme contemporane. Nu că n-ar fi fost ele și mai de mult problemele acestea, dar se pare că cu trecerea anilor lucrurile se acutizează tot mai mult. Lucrurile capătă deja cu totul și cu totul alte valențe. La ce problemă vreau să mă refer în această dimineață? În mod deosebit la ceea ce înseamnă neascultarea de părinți. Neascultarea de părinți. M-am uitat în Scriptură și vă aduc aminte de faptul că atunci când Apostolul Pavel prezintă două liste cu ceea ce înseamnă lipsa de virtuți a lumii contemporane, în amândouă listele este subliniată această neascultare, ca și o degradare a ființei umane. În Romani, în capitolul 1, cuvântul Domnului ne spune, începând cu versetul 29, Romani 1 cu 29, e pasajul care vorbește despre aspectul acesta, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născoțitori de rele, neascultători de părinți, este sublinierea din versetul 30, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați și fără milă. Vă rog, uitați-vă dumneavoastră în lista aceasta și veți vedea câte sublinieri și toate acestea nu sunt nimic altceva decât o consecință. În contextul acesta al Roman, capitolul 1, este o consecință a îndepărtării omului de Dumnezeu. Se vorbea în dimineața aceasta despre triunghiul acela și e foarte sugestivă această imagine. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât suntem mai aproape unii de alții. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu, cu atât ne răcim mai mult unii vis-a-vis de alții. De aceea n-ar trebui să ne mire că una dintre caracteristicile contemporane este aceea, dragostea celor mai mulți se va răci, un fel de soi de gheață. Asta s-a ajunge datorită îndepărtării omului tot mai mult de Dumnezeu. Apoi, dacă ne uităm în epistola pe care o scrie Pavel către Timotei, în capitolul 3, versetul 1, vremurile, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uritori, neascultători de părinți. Iată, în ambele liste pe care Apostolul Pavel le scrie, în ambele aceste liste este prezentată această neascultare de părinți, această atitudine de răzvrătire și de nesocotire a autorității lui Dumnezeu. Pentru că la urma urmei părinții nu sunt nimic altceva decât autoritatea delegată, autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în familie,
N-am să vorbesc în dimineața aceasta neapărat despre autoritățile delegate, deși sunt convins că este un subiect important, tocmai pentru a vedea felul în care fiecare autoritate nu face nimic altceva decât să reprezinte pe Dumnezeu și la urma urmei, cine n-ascultă de această autoritate se răzvrătește nu împotriva autorității și dincolo de autoritate se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Dar este o consecință această neascultare de părinți, este o consecință a îndepărtării omului tot mai mult de Dumnezeu și este o caracteristică a vremurilor sfârșitului. De aceea, ne uităm în cuvântul Domnului la ceea ce spune Scriptura. Luăm ca și text de bază pentru dimineața aceasta acest Geneza, capitolul 22. Un Geneza 22 care are două personaje, am putea spune. Un personaj principal și de regulă când ne uităm la capitolul acesta, de aceea am spus că nu face neapărat parte din ceea ce înseamnă textele clasice pentru binecuvântare. Când ne uităm la capitolul 22, scoatem în evidență atitudinea lui Avraam. Dar vreau să vă spun că lângă Avraam în permanență, și nu neapărat ca un personaj secundar, dar lângă Avraam în permanență este Isaac. Lângă Avraam în permanență este Isaac. V-am uitat în Scriptură, în ceea ce privește voia lui Dumnezeu cu privire la relația dintre copii și părinți. Și vă aduc aminte că în două legăminte biblice, există în Scriptură 8 legăminte, dar în două legăminte și legămintele nu sunt nimic altceva decât inițiativa lui Dumnezeu. Fie că e vorba de un legământ pe care îl face Dumnezeu cu o națiune, fie că e vorba de un legământ pe care îl face Dumnezeu cu o familie, fie că e vorba de un legământ pe care îl face Dumnezeu cu o persoană, întotdeauna, dacă vă veți uita, veți vedea că inițiativa acelui legământ îi aparține lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu are ceva de spus în legătură cu aceasta. În două legăminte foarte importante, inițiate ambele de Dumnezeu, atât în legământul mozaic cât și în legământul palestinian. Legământul mozaic încheiat de Dumnezeu cu Israelul pe muntele Sinai, cu generația ieșită din robia egipteană. Și în legământul palestinian încheiat cu tânăra generație care urma să intre în Canaan, în țara promisiunii. Dumnezeu este acela care subliniază aspectul acesta, legat de atitudinea pe care un copil trebuie să o aibă vis-a-vis de părinți. Am să vă citesc din Deuteronom, din capitolul, Deuteronom, din capitolul 5 și versetul 16. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul Domnului. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Aceeași poruncă o găsim și în Exod, în capitolul 20, atunci când este prezentat decalogul. Dar de ce v-am citit din Deuteronom? Pentru că în Deuteronom, în momentul în care Moise stă în fața acestei generații, Deuteronom nu înseamnă a doua lege. Deuteronom nu înseamnă că Dumnezeu a mai dat o lege pe lângă lege, nu. Ci înseamnă repetarea legii în fața unei alte generații, o generație care urma să cucerească țara promisă și apoi să rămână acolo sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și spune prin Moise că rămânerea în țară și binecuvântarea în tot ceea ce vei face depinde foarte mult de relația pe care o ai în familie, în mod deosebit de atitudinea pe care o ai vis-a-vis de părinții tăi. Ca să ți se lungească zilele, să fii fericit în țara pe care Dumnezeu ți-o va da. Cu alte cuvinte, calitatea și cantitatea vieții. Frumoasă subliniere! Calitatea și cantitatea vieții depinde de felul în care mă relaționez la părinții mei, la felul în care știu să ascult, la felul în care știu să fiu disciplinat în relația dintre mine și părinții mei. Apostolul Pavel, cel care prezintă principalele învățături ale bisericii creștine, scoate în evidență și el aspectul acesta. Efeseni, Coloseni sunt textele clasice, vine și spune în felul următor: copii, ascultați în Domnul de părinți. Și există două sublinieri, și în Efeseni și în Coloseni. Se subliniază foarte important ascultarea, cinstirea părinților, pentru că în această cinstire pe care o găsim în Exod și apoi o găsim în Deuteronom, nu e nimic altceva decât un ansamblu de atitudini pe care trebuie să le am vis-a-vis de părinții mei. Un ansamblu de atitudini, printre care există și această ascultare. Da? Respectul acesta, ascultarea pe care o dau. Și acolo există două subliniere, în Efeseni una și în Coloseni alta.
În Efeseni spune, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Știți ce înseamnă acest drept? Înseamnă, este un mod firesc de viață, este un normal al vieții. E anormal să nu asculți. E anormal să ai răzvrătire, e anormal să întorci vorba. E anormal, cu alte cuvinte. Deci am ținut în această dimineață să am abordarea aceasta și mă veți înțelege până la final vis-a-vis de lucrul acesta. Pentru că ne confruntăm tot mai mult și am stat de vorbă cu părinți, da? Având în vedere și poziția pe care o am în școală, au venit și mi-au zis de multe ori aspectul acesta. Nu mai știu ce să mă fac cu el. Nu mă ascultă. Eu spun una, el face alta. Și n-aș spune că e doar la nivel de băieți, la nivel și de fete și așa mai departe. Problemele sunt. E important să le recunoaștem și apoi să găsim exact soluția. De aceea am spus, Geneza 22 poate fi răspunsul sau soluția lui Dumnezeu pentru una din problemele contemporane. Ne place sau nu ne place, vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, realitatea este aceasta. Nu ne ocolește pe noi cei care suntem din biserică. Lucrul acesta se întâmplă doar afară. Doar afară sunt neascultători de părânt. Dacă v-aș pune în această dimineață să-mi spuneți dacă toți copiii dumneavoastră ascultă 100% de ceea ce dumneavoastră le spuneți și se încadrează în tiparele pe dumneavoastră le-ați stabilit pentru viața de familie, cu siguranță ați fi cei care ați spune, frate, așa este, sunt probleme de o natură sau de alta. Probleme de o natură sau de alta. Există această subliniere pe care Apostolul Pavel o face, este un mod firesc de viață. Cu alte cuvinte, parcă nici nu s-ar concepe o altă atitudine. Și apoi cea din Coloseni, din capitolul 3, spune, place Domnului, da? Copii, ascultați de părinții voștri, căci lucrul acesta place Domnului. Pe de o parte, un mod firesc de viață și pe de altă parte, este un lucru pe care Dumnezeu îl apreciază. Mă adresez copiilor care sunt în această dimineață în locul acesta și vreau să vă spun un lucru și îl fac înaintea dumneavoastră cu responsabilitate. Copiii sunt toți aceia care au părinți, indiferent de vârsta pe care o au. Țineți minte ce vă spun. Nu se referă aici doar la copiii aceia care, eu știu, sunt la o anumită vârstă fragedă, ci copii în limbajul scriptural. E adevărat că scriptura, în termenii originali, face distinție între ceea ce înseamnă copilul modelabil, da? Copilul paidia, copilul în care poți să investești, copilul care încă mai poate să recepționeze mesajul și încă mai poți să formezi în el ceva, și între copilul tecna. Limba greacă este, dacă vreți, mult mai complexă din punctul acesta de vedere. În momentul în care Scriptura vorbește, cinstește copilule pe mama ta și pe tatăl tău, nu folosește cuvântul paidia, copil minor, copil modelabil, ci folosește originalul tecna, care înseamnă copil de orice vârstă. Poți să ai 50 de ani, trăiește mama și tata, sau trăiește tata, sau trăiește mama, încă ești copil, înseamnă că te așezi sub această învățătură a Scripturii în relația pe care trebuie să o ai cu părinții tăi. E un lucru firesc sau e un mod firesc de viață, spune Scriptura, și e un lucru care place cu adevărat Domnului. Pe lângă faptul că Scriptura vorbește mult despre ceea ce înseamnă atitudinea aceasta, Dumnezeu, care privește cu maximă seriozitate lucrul acesta, a prezentat și câteva din consecințe. Consecințele neascultării. Levitic 20:9, pedeapsa cu moartea. Deuteronom 27:16, să fie blestemat. Proverbe 20:20, da? Cel care blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se stinge lumina în mijlocul întunericului, pierde orice sursă de binecuvântare și orice sursă de rezolvare a problemelor. Sunt doar câteva din pasajele sau din versetele scripturale care subliniază lucrul acesta. Dumnezeu privește cu maximă seriozitate, frați și surori, această relație, această atitudine. Pe de o parte, atitudinea unui copil față de părinți, pe de altă parte, responsabilitatea unui părinte față de copii, pentru că aspectul acesta e foarte important. Vă aduc aminte de ceea ce spune Scriptura în ultima carte a Vechiului Testament, este vorba de cartea profetului Maleahi, în care Scriptura spune în felul următor, ultimul verset, Maleahi, capitolul 4 și versetul 6, spune astfel, el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, pentru ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Foarte important aspectul acesta. Ultimul verset din Revelația lui Dumnezeu a Vechiului Testament, Maleahi 4:6, se încheie cu citatul acesta în relațiile pe care le au părinții cu copiilor și copiii cu părinții lor.
Și ca să nu fie țara, spune acolo Scriptura, să nu fie țara lovită cu blestem, e foarte important ca relația aceasta să funcționeze într-un mod normal. Într-un mod normal, în conformitate cu Scriptura. Frați și surori, revin la acest Geneza 22, pe care l-am adus înaintea dumneavoastră și am spus că pe lângă Avraam, personajul principal, un rol iarăși, tot principal, aș putea spune, îl joacă Isaac. Ascultați, vă rog frumos, încă o dată versetul 9, partea a doua, și apoi versetul 10. A legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar, l-a pus deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Frați și surori, nu știu, ați încercat vreodată să aveți în mintea dumneavoastră, în imaginația dumneavoastră, scena aceasta? E adevărat că scena aceasta scoate în evidență, spun așa, Golgota, singurul fiu, da? Există, dacă vreți, o prefigurare a crucii, a lucrării pe care mai târziu Mântuitorul Iisus Hristos o va face pentru noi. Dar eu vin aici la un fapt practic. Ceea ce eu citesc în această dimineață înaintea noastră s-a întâmplat literar, exact așa cum citim. Nu l-am găsit pe Isaac aici să jignească. Nu l-am găsit pe Isaac aici să se răzvrătească. Nu l-am găsit pe Isaac aici să aibă o atitudine jignitoare la adresa tatălui său. Știți ce mă miră cel mai tare? Am încercat să identific ce vârstă avea Isaac, pentru că e foarte important. Nu vorbim de copilul Isaac, eu știu, de 5, 4, 5 ani, așa un copilaș pe care îl iei, stai cu minte, unde te pune tata, unde te pune mama, stai în colț acolo, stai, nu te miști, așa mai departe, da? Mai fac uneori, când copiii sunt mai gălăgioși la școală, mai fac cu ei concurs de tăcere. Cum e ala? Da? Toată lumea tace, cine vorbește primul, da, îl pun să zică ceva ca să-i dau o notă. Eu știu, concurs de... Nu-i de genul acesta. Isaac avea, cel puțin după toate probabilitățile, avea 17 ani în momentul acesta. Am găsit scris Iosefus Flavius, unul din cei mai mari istorici iudei, evrei, scriu într-unul din comentariile pe care le are că Isaac ar fi avut 23 de ani. I-aș merge pe 17 ani, nu neapărat că nu-s de acord cu Iosefus Flavius. Dar am găsit un context în Scriptură. Sunt patru tineri în Scriptură și toți sunt prezentați la 17 ani în momente cruciale. 17 ani. Pe de o parte, Iosif la 17 ani luat din sânul familiei și trimis ca rob în Egipt. David la 17 ani față în față cu Goliat. Un moment iarăși crucial. Și Daniel la 17 ani luat și dus rob în Babilon. În contextul celor 17 l-am inclus și pe Isaac. Și am stat să înțeleg, oare, de ce e atât de important să-mi sublinieze mie Scriptura perioada aceasta, vârsta aceasta? Știți de ce? Pentru că se pare că cea mai dificilă, cea mai delicată perioadă din viața unui tânăr este perioada adolescenței. O perioadă care începe undeva la 12 ani, spun sociologii, psihologii care studiază, undeva la 12 ani și se termină undeva la 19 ani. Înseamnă că 17 ani este un fel de apogeu al perioadei de adolescență. De ce e atât de dificilă perioada aceasta? Cei care mă ascultați în dimineața aceasta și sunteți părinți și aveți sau ați avut copii aceștia la vârsta de, eu știu, 17, puteți să confirmați faptul că e o perioadă foarte dificilă. O perioadă în care ne înțelegem parcă tot mai greu cu ei, o perioadă în care ei nu ne înțeleg pe noi, o perioadă în care apar frământări, tensiuni în familie, o perioadă în care îi spui să se culce la o oră și el se culcă la altă oră. Și există stări de genul acesta, conflicte de genul acesta. Dragii mei, perioada aceasta este dificilă și delicată pentru că este o perioadă de tranziție. Copilul nu mai este nici copil, dar copilul nu este nici adult. E undeva la mijloc. E o perioadă de tranziție, trece de la copilărie spre maturitate, dar încă n-a părăsit în totalitate copilăria, dar nici n-a ajuns la stadiul de matur. Este o perioadă de profunde transformări. Transformări fizice, e perioada în care organismul acesta se dezvoltă într-un mod cu totul și cu totul deosebit.
E o perioadă de tranziție, o perioadă de transformare, de modificare, de nivel de comportament, nivel de personalitate. În momentul acesta își dezvoltă un adolescent cel mai mult personalitatea, dragii mei. Cel mai mult în perioada aceasta îi se dezvoltă personalitatea. Și una din atitudinile pe care le are este aceea de independență. Dorește să fie tot mai îndepărtat de părinți și dorește să aibă efectiv personalitatea lui. De aceea vrea să fie tot mai mult singur, îi se pare că el știe toate, el cunoaște absolut toate. Noi, ăștia bătrâni, nu știm absolut nimic, ei le știu pe toate. E o perioadă deosebit de delicată. E o perioadă în care tendința este aceea de a îți găsi un anturaj, de a te răzvrăti uneori și așa mai departe. Isaac, 17 ani, merg pe cifra aceasta, îl ia tatăl său, da? M-am uitat la toate acțiunile care sunt aici, da? Îl scoală dis de dimineață, auziți dumneavoastră, știți ce însemna la evrei dis de dimineață? Când se îngemăna ziua cu, sau noaptea cu ziua, când se trecea dintre a patra strajă din noapte în prima strajă din dimineață, undeva între 5 și 6 dimineața. Ia imaginați-vă, tinerii noștri sculați pe la 5 dimineața. Să mergem, să ne ducem, că a zis Dumnezeu să mergem, unii nu se scoală nici la 11. Da? Imaginați-vă, da? Dis de dimineață, trezit și luat. Dar unde mergem, tată? Probabil că o fi întrebat. Mergem că ne-a zis Dumnezeu să mergem. 3 zile, nu întreabă nimic. 3 zile merg împreună. Îi ia lemnele și le pune în spinare. Dacă Isaac avea 17 ani, tatăl său avea 117 ani. Dacă Isaac avea 23 de ani, tatăl său avea 123 de ani. Îl ia, zidesc împreună altarul, îl leagă pe fiul său, îl pune pe altar și ia cuțitul și îl ridică deasupra copilului. Și Isaac nu zice absolut nimic. Tace din gură și se uită la tatăl său. Poate că s-a uitat cu admirație la tatăl său, fiți fără frică. Care este secretul acestei ascultări? Mi-am pus întrebarea, vă spun sincer, când am stat asupra acestui pasaj, l-am gândit, l-am rumegat, l-am întors, cunoscând ceea ce se întâmplă în jurul nostru, și aș putea spune cu atitudine de genul acesta, e adevărat, Dumnezeu nici nu ne cere asta să ne sacrificăm copiii. Examenul a fost pentru Avram. Dar în același timp, lecția pe care ne-o predă astăzi, și adolescenților și părinților, ne-o predă Isaac. Cum a fost posibilă, mi-am pus întrebarea, o astfel de atitudine? Ce determină o astfel de atitudine de liniște? Există două sublinieri pe care le face aici de fiecare dată Moise și mie mi-au plăcut, le-am interpretat. În versetul 6 și în versetul 8, două sublinieri importante. Versetul 6, și-au mers astfel amândoi împreună. Tata și fiul amândoi împreună. Versetul 8, și-au mers amândoi împreună înainte. De două ori Moise, care n-a fost martor ocular la evenimentul acesta, nu știu exact sub ce călăuzire, de unde a luat Moise pasajul acesta, unde a găsit el efectiv întâmplarea cu Avram, cu Isaac și așa mai departe. Moise studiase în ceea ce înseamnă biblioteca vremii din Egipt, învățase toată înțelepciunea Egiptului, dar a menționat aspectul acesta, Avram și Isaac, amândoi parteneri împreună. Nu vă place imaginea aceasta? Fiul și tatăl, fiul și părinții împreună. Am văzut în această afirmație pe care o face Scriptura, acea preocupare pe care Avram a avut-o și interesul pe care Avram și l-a manifestat vis-a-vis de copilul său. N-a mers nici Avram înainte, nici nu l-a lăsat pe fiul său să meargă. Și vă repet încă o dată, au mers astfel amândoi împreună. Au mers astfel amândoi împreună înainte, ca doi parteneri. Să fii preocupat cu adevărat de ceea ce înseamnă prezentul, de ceea ce înseamnă viitorul, dar să fii preocupat de ceea ce înseamnă veșnicia copilului tău. L-am văzut pe Avram preocupat de toate aceste aspecte, să știți. V-am spus, interpretez afirmația aceasta a Scripturii ca un mod general, nu neapărat doar legat de faptul că au mers împreună până la muntele Moria, unde urma să se producă toată scena aceasta, tot episodul acesta. Și din momentul în care Isaac s-a născut ca o binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o în familie, Avram a mers cu Isaac împreună. Atât de legat a fost Isaac de familie, încât i-au trebuit 3 ani de zile să-și revină după moartea mamei.
Mama lui Sara moare când Isaac avea 37 de ani. La 40 de ani se căsătorește. Știți care este sublinierea pe care o face Scriptura în final? Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara a luat-o pe Rebeca, i-a fost nevasta lui, a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. O relație extraordinară. Doamne, binecuvântează familiile noastre cu această relație. O relație între părinți și copii, o relație între copii și părinți, o relație strânsă. Și un al doilea lucru pe care l-am identificat aici în Scriptură este legată de faptul că Isaac îl întreabă: Tată, unde este mielul pentru arderi de tot? La care Avram îi răspunde: Fiule, Dumnezeu însuși, astea sunt cuvintele cu care Isaac se urcă pe altar, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Frați și surori, și acum mă adresez nouă părinților. Ascultarea mea de Dumnezeu determină ascultarea copiilor mei de mine. Cu cât mai mult eu aleg să ascult de Dumnezeu. Știți ce ar fi putut să spună Isaac în contextul acesta? Tată, ai spus că Dumnezeu poartă de grijă. Dar unde-i Dumnezeu? Frații și surori, dacă Isaac avea 17 ani, gândiți-vă că timp de 17 ani, sau din momentul în care Isaac a putut să perceapă lumea înconjurătoare, l-a văzut pe tatăl său într-o relație specială cu Dumnezeul acesta. Avram n-a trebuit să-i dea nu știu ce explicații lui Isaac, să vezi Dumnezeul meu, ăla când m-ai văzut că mă duc acolo, eu mă închin, mă rog, dar nu. I-a zis, Dumnezeu însuși va purta de grijă. În mintea lui Isaac era foarte clar, Dumnezeul pe care tatăl meu îl slujește, Dumnezeul pe care tatăl meu îl onorează, Dumnezeul pe care tatăl meu, la care tatăl meu se închină, este Dumnezeul care va interveni într-o situație de genul acesta. Câștigă Isaac încredere în tatăl său, datorită relației pe care tatăl său o avea cu Dumnezeu. Cred că există această reciprocitate. Și dacă mi-este permis să spune ceea ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se măsura. Există această reciprocitate, atitudinea pe care o ai în anumite circumstanțe se va întoarce ca un bumerang, poate într-o altă atitudine asupra ta. Binecuvântarea cu care vei binecuvânta va veni ca binecuvântare asupra ta. De aceea îmi place atât de mult aspectul acesta. Isaac nu zice absolut nimic, pentru că știa că tot ceea ce tatăl său face, face bine. Chiar dacă nu înțelegea absolut nimic. Pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu este acela care la momentul potrivit lucrează și binecuvântează. Frați și surori, stimați părinți, și mă adresez acum vouă, celor patru părinți veniți la binecuvântare. Investiți din punct de vedere spiritual în copiii voștri. Cu cât vor vedea ei mai mult că noi îl slujim pe Dumnezeu, cu atât mai mult și ei vor fi aceia care ne vor respecta pe noi și în final vor sluji și ei pe Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Amin? Pe de o parte, Avram investește în copil, familia investește în copil, în Isaac, și pe de altă parte, relația specială pe care Avram a avut-o a avut un impact asupra lui Isaac. Astfel încât Isaac intră în ceea ce înseamnă trioul acesta, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și atunci când se rosteau rugăciunile în Israel, erau rugăciuni de genul acesta: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este și Dumnezeul nostru, amin? Să ne binecuvânteze pe noi și să binecuvânteze copiii noștri. Dar în mod special să binecuvânteze cei doi copii aduși în această dimineață la binecuvântare, amin. Cântăm un verset dintr-o cântare și am să rog părinții împreună cu odraslele să vină aici în față, am să rog pe fratele Florin și împreună și cu fratele Adi vom trece să oficiem acest act de cult. Iisus are multă grijă de copii. Pace și mult har.
și e un act solemn, un moment cu totul și cu totul deosebit. Slujitorii Domnului iau pe brațele lor copiii pentru binecuvântare. Frați și surori, vă chem ca dincolo de brațele celor doi slujitori, a fratelui Adi Lascu și a fratelui Florin Ilioni, să nu vedeți brațele lor, ci să vedeți brațele Domnului. Pentru că prin rugăciune și prin rostirea formulei de binecuvântare nu se întâmplă nimic altceva decât acești copii vor fi lăsați pe brațul atotputernic al Domnului. Fratele Adi se va ruga pentru micuțul Isai, iar fratele Florin se va ruga pentru micuțul Daniel Ieremia. Îl vor prezenta înaintea Domnului și apoi printr-o rugăciune vom cere binecuvântarea Domnului peste ei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Ieremia, Daniel, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ieremia, Daniel, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ieremia, Daniel, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Isai, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Isai, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pacea, Isai, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Are voce, va fi predicator. Aș vrea să mă însoțiți. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, venim înaintea Ta și binecuvântăm numele Tău care este mare. Bunătățile și îndurările Tale, Doamne, nu s-au sfârșit, s-au înnoit pentru noi și pentru toți cei dragi nouă, dar în mod deosebit, Doamne, bunătate și îndurare, Doamne, față de aceste două familii, Doamne. Numele Tău să fie slăvit, înălțat și binecuvântat, Doamne. Familia Chelariu, Doamne Dumnezeule, și familia Deac au venit în această dimineață pentru a treia oară în postura de părinți, pentru că ei știu că la Tine este binecuvântare, Doamne. Le-ai dăruit în familiile acestea băieți, Doamne Dumnezeule, și noi nu Te rugăm nimic altceva în această dimineață decât să lași binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Prin formula de binecuvântare lăsată în cuvântul Tău, am cerut ca fața Ta și pacea Ta să fie peste micuțul Isai, Doamne, și să fie peste Ieremia, Daniel, Doamne. Iar prin rugăciunea pe care o înalți înaintea Ta, Doamne, rugăciune în care mă însoțește această biserică răscumpărată, nu fac nimic altceva decât să cer, Doamne, ca binecuvântarea Ta să fie peste copiii aceștia. Poartă-le de grijă în fiecare zi, Doamne. Tu ești acela, Doamne Dumnezeule, care ne porți de grijă din pântecele mamelor noastre, Doamne, și până la căruntețe, Doamne Dumnezeule. Ești Dumnezeul care cunoști prezentul, ești Dumnezeul care cunoști viitorul și ești Dumnezeul care cunoști veșnicia, Doamne. De aceea la cine să ne ducem, Doamne? Părinții au venit într-un act de credință înaintea Ta și au lăsat acești copii nu pe brațele slujitorilor, ci au lăsat acești copii pe brațele Tale binecuvântate, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, să le dai o creștere armonioasă, Doamne. Fiecare mădular din trupul lor, Doamne Dumnezeule, să se dezvolte într-un mod armonios, Doamne Dumnezeule. Dacă în trupușorul lor există ceva, ceea ce nici părinții și poate nici medicii n-au depistat, Doamne Dumnezeule, mâna Ta de Dumnezeu, Doamne, și prin actul de binecuvântare, Te rog, lucrează și binecuvântează, Doamne, pentru ca să se vadă slava Ta, Doamne, să se vadă puterea Ta, Doamne Dumnezeule, iar noi toți, părinții, bunicii, Doamne, și biserica, să fie plină de bucurie în lucrarea pe care Tu o faci, Doamne. Binecuvântează cei doi tați, Doamne Dumnezeule. Binecuvântează-i cu putere, Doamne Dumnezeule. Binecuvântează, Doamne Dumnezeule, cu capacitate de muncă, Doamne. Să poată să-și educe, să poată să crească, Doamne Dumnezeule. Și așa cum Avram a fost un model pentru Isaac, așa cum relația dintre Avram și Dumnezeu a avut un impact asupra lui Isaac în ceea ce privește atitudinea, îmbracă-i pe acești bărbați cu aceste virtuți sfinte, Doamne, și binecuvântează-i, Doamne. Binecuvântează
contează cele două mame, Doamne Dumnezeule, dă-le răbdare, sunt la al treilea copil fiecare, Doamne, dă-le răbdare, Doamne Dumnezeule, dragoste să-i crească pe toți, pentru slava numelui Tău, Doamne, continuăm să stăm înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și să ne rugăm pentru acești micuți, Doamne, că atunci când se vor face mari, Doamne Dumnezeule, nu doar să-și aducă aminte de actul de binecuvântare de astăzi, 27 martie 2016, ci să își aducă aminte de Tine, Doamne Dumnezeule, să-și aducă aminte de faptul că Tu ai fost în providența Ta cu ei în fiecare zi și când vor fi mari și vor avea capacitatea să aleagă, să Te aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor. Numele Tău să fie slăvit, Doamne. Binecuvântează bunicii acestor copii, Doamne Dumnezeule. Binecuvântează invitații lor, Doamne. Toți cei care au venit în locul acesta ca invitați de cele două familii, fie binecuvântați de Tine, Doamne. Binecuvântează Gloria Bujac, Doamne Dumnezeule. Ne rugăm în dimineața aceasta pentru copiii noștri. Și dacă există undeva neascultare, Doamne, dacă există undeva răzvrătire, Doamne, dacă există atitudine de jignire, Doamne, o, Te rog, intervino Tu, Doamne. Schimbă starea aceasta, Doamne, și adu o stare de normalitate, Doamne Dumnezeule, o stare în conformitate cu voia Ta, astfel încât părinții și copiii, copiii și părinții să se pregătească pentru întâlnirea cu Tine. Te mai rog în această dimineață, adu-i înapoi pe fiii risipitori, Doamne. Sunt părinți care se roagă pentru copiii lor, sunt părinți care plâng pentru copiii lor. Dimineața aceasta, Doamne, e o dimineață de binecuvântare. Binecuvântă, Doamne Dumnezeule, toate familiile noastre, toți copiii noștri, Doamne, și atunci când va fi marea zi, ziua aceea glorioasă, Doamne, în care vom pleca să ne întâlnim cu Tine, să fim pentru totdeauna cu Tine, dorim ca noi, copiii noștri și toți cei dragi nouă, să avem parte de împărăția Ta. Până să fim noi cu Tine, continuă să rămâi Tu cu noi. Binecuvântează-ne, dar în mod deosebit binecuvântarea Ta să fie și să rămână peste micuțul Isai și peste micuțul Ieremia, Daniel, de acum și în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, cu această rugăciune, noi credem, sau prin această rugăciune, credem că Dumnezeu a lăsat binecuvântare peste acești doi micuți. Fratele Florin va înmâna cele două certificate de binecuvântare, atât familiei Chilariu, cât și familiei Deac, certificate care confirmă că în această zi de 27 martie 2016, numele Domnului a fost chemat peste acești copii și credem că Domnul a dat binecuvântarea nu numai peste ei, și peste ceilalți copii care îi au aceste familii, dar și peste noi, toți cei care suntem aici. Urmează să încheiem timpul nostru de părtășie din această dimineață și o vom face printr-o rugăciune a unui bunic. Fratele Traian Ancateu se va ruga, va cere binecuvântarea și va mulțumi Domnului pentru tot ceea ce în această dimineață s-a întâmplat la Gloria Bujac. Binecuvintez, cu o creștere normală, cu sănătate, cu pace. Doamne, noi ca bunici și copiii noștri ca părinți, să-i putem da o învățătură după cuvântul Tău și când va fi mare să nu se abată de la calea Ta. Doamne, binecuvintează națiunea română, binecuvintează orașul Arad. Doamne, binecuvintează-ne și ajută-ne ca aici unde suntem puși să fim sarea pământului, să vadă noi că suntem copiii Tăi, că facem voia Ta și să putem, o Doamne Iisusă, oriunde ne aflăm, să fim sare. Binecuvintează părinții, binecuvintează copiii, binecuvintează, o Doamne Iisusă, biserica noastră și rămâi cu noi, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, de acum și până în veci de veci. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu fiecare dintre noi, să fie și să rămână cu toți cei dragi ai noștri, de acum și în vecii vecilor. Amin. Doar pentru câteva momente vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, primul nostru program va fi după masă la orele 18, o seară de evangelizare, apoi marți ne întâlnim la rugăciune de la orele 19, dar nu uitați că este o marți specială în care stăm înaintea Domnului, postim, ne rugăm pentru cele trei cauze care sunt amintite, având în vedere că duminica viitoare vom fi la masa Domnului. Apoi, joi, de la orele 19, serviciu divin de peste săptămână, iar duminica viitoare, de la 9 până în jurul orelor 11:30, serviciu divin, de la 11:30, cina Domnului, iar duminica viitoare, după masă, de la orele 18, serviciu divin cu caracter de evangelizare. Cei care ne-ați vizitat și ați fost împreună cu noi, mă refer aici la familia Maxim,
Schneider, familia Pop din Viena. Duceți saluturile noastre bisericilor în care de regulă vă închinați, pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze. Urmează ca adunarea să fie liberă, eu știu, frații pot cânta o cântare în timpul acesta și noi ne despărțim până după masă la orele 18.